vom analiza toate variantele posibile și vom lua legătura tot în cursul zilei de astăzi cu Ministerul Afacerilor Interne să vedem pașii de urmat. Subprefectul județului Gorj, Sorin Arjoca, a declarat că va discuta cu primarul din Bumbești, Pițic, apoi va transmite concluziile și Ministerului Afacerilor Interne. Ca și dumneavoastră avem în atenție situația specifică de acolo, faptul că 3 locuințe sunt avariate, faptul că 4 familii, 14 persoane, au fost nevoite să-și părăsească locuințele, să analizăm dacă se impune efectuarea unui studiu geodezic, unui studiu geotopo, cu costuri foarte mari, sau să luăm decizia că nu se justifică o astfel de investiție și să vedem cum găsim soluții ca să-i ajutăm pe oameni să-și reconstruiască casele pe alte terenuri. Anul trecut o locuință a fost înghițită de alunecările de teren și atunci s-a impus realizarea unui studiu de fezabilitate, însă primăria nu a avut bani. În acest an coșmarul s-a repetat, deși autoritățile spuneau că alunecarea de teren a fost restabilită. Unde să mă duc? N-am nicio venit vorba, nicio sursă de venit, n-am nimic. Ce am și o vite, am și o ăștia. Încolo n-am nimic. Casa asta o am. Aici am crescut, aici... Cred că aici mor, că altceva nu se poate, că nu... Un an de zile, acum, anul trecut, a fost tot așa, a promis că ni se dă, că ni se face, nu ne-a dat nimic, decât pe hârtie a rămas. Am zis că prima dată finalizez lucrarea, la urmă s-a dus și o firmă să evalueze, să facă asigurare, dar în situația asta cine mai face asigurare? Rămâneți cu paguba. Rămânem cu paguba, cu suferință, cu ce rămâne. Vă mutați undeva? Ce faceți? Dacă ne-a ajutat ca anul trecut, vă dați seama că nu avem nicio putere să ne mutăm. Banii s-au dus, de la Revoluție lucrurile de acasă asta. Nu avem altă soluție. Dacă așa ne ajută natura, putem face ceva. Până acum nu s-a făcut însă nimic pentru a stopa acest fenomen. O primă soluție ar fi ca de acum încolo să nu se mai elibereze autorizații de construire în zone afectate de alunecări de teren și găsirea de alternative pentru reconstruirea caselor afectate sau strămutarea gospodăriilor.